Salutare, oameni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Stăteam mai devreme cu oamenii de pe Twitch. Este ora 3 și jumătate dimineața. Și ne uitam noi la clipurile de pe YouTube și din clip în clip am dat și de clipul ăsta lui Marian Iacob. Și, oameni, vreau să vă zic că clipul ăsta este pe atât de amuzant, pe atât de util. Probabil acum o să râdeți când o să vedeți clipul ăsta și o să ziceți ce e, mă, porcărea asta, la ce să-mi fie mie de folos clipul ăsta. Dar, oameni, având în vedere pandemia în care ne aflăm, clipul ăsta vă va fi foarte de folos. Pentru că, oameni, nu uitați asta. Cartofii sunt viitorul. Cartofii sunt viitorul. Iar clipul ăsta vă va fi de folos. Fără prea multe adăugări, haideți să ne uităm la clipul ăsta împreună și concluziile le trageți la sfârșit. Bun, deci ăsta este clipul, am pus cartofi în grădină. Respect, man! Bun, are și 17 comentarii, ce să vezi? 30 de like-uri, 11 dislike-uri și 355 de vizualizări. Din câte vedeți, Marian poartă ochelari de soare chiar și când este afară, nu doar când este în casă. Așa că, din respect pentru el, o să porci o reche asta de ochelari. Și o să mă adaptez situației. Hai să vedem clipul. Tare, oameni buni, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi ne-am apucat să sortăm cartofii. Salutare, Marian. Pentru a pune în grădină. Am ales pe aceștia care au deja au răsărit. Doar te băgați în prământ și o să facă cartofi ca lumea. Din câte observați, muzica de voie bună este pe fundal, așa că nu văd vreun motiv pentru care nu ați avea și voie bună. Am ales care au avut floarea asta, i-am pus deoparte, care nu i-am lăsat acolo pentru mâncare, pentru una alta. Acum ne apucăm, bine, să tragem furtunul cu apă, să punem în grădină, plantăm cartofi, le punem apă, le mai punem să păm gropile, vedem de ce le facem. Gata, băi, fraților, am ajuns și în grădină. Am lăsat aici jos găleata cu cartofi. Acum am venit să ne luăm sapa. Vedem dacă avem nevoie de vreo greblă, ceva. Ce ne mai trebuie pe aici și ne apucăm de treabă, ne apucăm să plantăm cartofi. Mâine, poi mâine ne apucăm să plantăm și roșii, castraviști, mai găsim noi. Am venit să luăm sapa, ne luăm și trepiedul. Ca să putem să și filmăm în timp ce punem, că n-am cum să filmez. Să și sap groapa, să pun acolo, să mai și filmez, n-am putut să-mi iau trepiedul. Gata, băi, fraților, am adus sapa, am adus și trepiedul. Un trepied improvizat, din câte vedeți. Dar oricum e bun că putem să filmăm cu dar, el. Ăsta e trepiedul. Marian e băiat deștept, e deștept băiatul. Și a improvizat un trepied. Avem aici un telefon, telefonul. S-a adaptat la situație și a făcut un trepied. Bravo, Marian. Ne apucăm de treabă, nu știu dacă s-aude chiar așa bine. Se aude, Mariane, cum se aud și oile și mieia de pe fundal care behăie de foame. În caz că nu știți unde este Mariane, acum puteți ști pe bluza lui. Și sapă, Marian, cu spor. Am reacționat pe Twitch la clipul ăsta, dar la jumătate din el, cred, și după aia, nu știu, am început să sac adesi live-uri și am zis că, băi, neapărat trebuie să fac clipul ăsta. Deci da, nici eu nu știu la ce să mă aștept din partea acestui clip, pentru că am văzut doar aproximativ jumătate din el. Dar am văzut o secvență care m-a făcut să zic că, bă, trebuie să vedeți clipul ăsta. Să îmbinăm utilul și plăcutul. Asta este un tutorial cum să plantezi cartofi, în caz că nu v-ați dat seama. Da? 2, 3. Hai, o, frate, pentru care este în carantină și nu are ce face, uitați. Luați o sapă dacă te ați țară, puneți, plantați cartofi, plantați orice, îl faceți de lucru. Care nu este la țară, puteți să plantați pe bloc. Să spălați ce aveți acolo, cerceafă, în altă. Marian este și speaker motivațional, decât observați. Îți găsești de lucru, nu-i problemă. Doar chef de muncă să ai. Pământul, am zis că trebuie pusă apă, dar nu cred că mai punem apă, că după cum se vede, e deja destul de umed pământul. Pământul e destul de umed, a
Am săpat aici câteva găuri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, știe 14, și să numere în caz că credeați că nu știe haterilor. Găuri, așa sunt deocamdată cartofi, am zis să mai cumpăr, dar nu știu dacă o să găsesc la magazin ceva de genul, că o să-i curețe ca să nu să strice. O să luăm să punem câte 2 cartofi. Deci rețineți, 2 cartofi pe groapă. Cuib, eu zic că e destul. Pentru fiecare cuib, câte 2 cartofi, eu zic că e suficient. Cască o să trebuiască mai mulți, o să mai băgăm vreo 2-3 după. Dar eu zic că pentru un cuib de ăsta e destul, 2 singuri, 2 cartofi. Deci 2 nu trebuia, ăștia cum este mai mare, așa, trebuia unul singur pus în groapă. Sau unul. Da, să vedem, deocamdată pun câte unul. Mai mari, mai mici, nu contează, câte unul. În caz că zice să punem mai mulți, vom pune mai mulți. Ce să facem? Așa. Unde sunt ăștia mai mici, punem câte 2. Care sunt mai mari, punem câte 1. Apă nu știu dacă o să mai trebuiască, că văd că e umed pământul. Apă cred că o să trebuiască la oile alea mariane, că behăieți săracile de o jumătate de oră pe fundal. Pune și niște apă, că doar nu e greu să punem niște apă. Săracile oi. Așa se plantează cartofii. Aoleu, mariane. Normal trebuia pus cu ăștia în sus, cu ciopurile astea, dar ciopurile așteaptă în pământ să fie băgați, că de ieșit o să iasă ei. Bune, mai aici ca să putem să plantăm cartofi. Nu l-ai pus bine, Mariane, uite că se vede sârma asta. Sapa aici. A dărmat eu sapa aia, da? Degeaba. Bun, deci ați reținut câte 2 dacă sunt mai micuți pe groapă, dacă este cartoful mai mare, puneți câte 1 pe groapă. Și dacă pământul este umed, nu mai trebuie să-i udați. Și așteptați că încă n-am ajuns la momentul ăla, oameni. Știu că probabil mulți v-ați plictisit, dar așteptați. Deocamdată pentru găurile astea care le-am... Pentru găurile care le-am săpat, deocamdată am pus... Am pus, ba, câte 2, ba, câte 1, acum eu știu... Nu fi bine, nu fi bine, vedem. Am pus aici în găuri, astea 22 de găuri. Am pus câte una. Mariane! Bun, dânsul cred că este tatălui. Treaba că n-am făcut-o și că nu-i bună. Nu facem, să facem gropile cele mai mari. Marian ne-a indus în eroare, oameni buni. Deci ne-a indus în eroare. Deci gropile trebuie să săpate mai mari. Aici cred că taicu a zis: ce faci, mă, dobitocule, în pizda, mă, i-ai pus prost? Și l-a tăiat partea aia și a lăsat doar: ce faci, mă? Și după aia a pus muzică pe fundal. Și ce muzică a pus, Marian? Doar ascultați. Ce faci, măi, dobitocule, pizda, mă, te-ai plantat greșit? Și muzica asta de fundal. Uitați-vă la tatălui. Cred că acum zice Gucci Gang. Gucci Gang. Gucci Gang. Cartofi, dobitocule, plantează-i, rotești, îi faci, se fac cât peperi mari, piscină. Gucci Gang. Îți dau una. Acolo sapă, mai tare. Du-te, bre, de aici. Hai că mă du-te, dracu. Și aici a văzut camera. A văzut că este filmat fără acordul lui. Deci tatălui Marian, până aici am rămas și eu pe live.
tatălui Marian a văzut că este filmat de către Marian. Și zice, mă filmez futus. Opa, vrea să doboare telefonul de pe trepied improvizat. Dar l-a convins Marian să nu o facă. Bravo, Mariane. Gucci gang. Gucci gang. Gucci gang. Aici a vrut să facă dem. Dem! L-am făcut eu tatălui Marian în locul dumneavoastră. Ce gropi sunt astea, mă? L-am îngropat pe vecinul Marian, le-am spart cu mâinile mai mari. De-atât. L-am îngropat pe bucăți. Ca să nu afle poliția. Gucci gang. Dem! 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 Vă muzica asta de fundal? Zici că nu mormântează cartofii acolo pe muzica asta de fundal. Deci că le seapă groapa la cartofia. Mormântul. Ah, Mariane. Ce gesticulează taică-su, nici nu poți să-mi închipui ce zice. Gucci gang. Am făcut o târfă și am uitat numele. 2, 3. Mă duc. Mă duc să fac un dem. Da, deci Marian ne-a trădat, oameni. Trebuie să gropile să poate mai mari. Ia, update de la Marian. Gata, băi, oameni. Până am modificat găurile, oare apam că să băgăm gheață cartofii. Aoleu, Mariane. Ne-am făcut un pic mai mari, că așa ce că trebuie. Deci gropile... Oameni, ne punem să băgăm cartofii acolo, vedem dacă le punem apă. Dacă... Apă ar trebui să le aduci și la oile alea și la mie aia de pe fundal. Mariane, uite cum zbiar stracile animale. Beta! Protecția animalelor, unde sunteți? Sesizați, like! Mamă, cum se aud animalele alea! Mariane, lasă cartofia și du-le hranul la animale și apă! Uite-l și pășare! Glumesc! Gata, voi oameni buni. Ok. Am modificat și gropile. Cartofii acum i-am pus câte unul, n-am mai pus. Deci câte un cartof pe groapă, oameni. Și gropile trebuie să săpate mai mari. Așa că am pus câte unul. Ne apucăm să mai săpăm alte gropi. Mai punem iar ce mai avem aici cartofi. Acum pun așa câte unul, cred că în grața pun toată grădina, cred că o pun. Hai să vedem de câte lovituri s-a apă groapa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tăiat. N-a vrut să ne arate secretul succesului în săpa gropii. De câte lovituri este nevoie să sapă groapă aferentă. Are un furtun în mână în cască, pămânească. Hai, aș spun, eu mă duc. Dau pe la... Ușor, domnule. Marian a pus sapa aia strategic, dar nu e și planul. Mai trebuia să le pune niște cruci. Și aia era. La muzica aia de fundat. Ați fost niște cartofi buni. Nu vă vom uita niciodată. Păi vă dați seama că eu la 3 dimineața mă uit la Marian cum îl mormântează, cum îngroapă niște cartofi. Gata, oameni buni, am mai săpat niște gropi aici. Oameni, până spunem cartofii. Care mai a rămas. Poate aici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gropi. Aia, Mariane, că ne-am dat și noi seama că știi să numeri, nu mai te flexa abilitatea asta ta. De castraveții. Da, deci, oameni, nu vreau să vă duceți să lăsați comentarii negative lui Marian sau chestii de genul. Pentru că noi suntem aici să ne amuzăm și să învățăm chestii utile în același timp.
Învățați cum să plantați cartofi? Învățați. Ne amuzăm cu Marian aici? Ne amuzăm. Deci, toată lumea este câștigată. Marian o să mai facă clipuri de genul dacă noi ne uităm la el. Eu o să mai fac clipuri cu reacții la clipurile lui Marian. Deci, nu văd de ce ar trebui să-i scrieți comentarii negative lui Marian. Marian cu clipul ăsta a demonstrat că poate să facă și clipuri utile. Da, oameni buni. Nu doar clipuri de critică. Poate acea câteva găuri. Ca de exemplu tutoriale, cum am să săpat, plantezi cartofi. Am, câteva, am pus și în astea cartofi. Ba câte unul, ba câte doi. Așa, Marian. Mă pun să le astup și o paste. Și revin după un update. Gata, oameni buni, am terminat de pus cartofii. Acum o să venim cu un nou video când o să punem fasolea iar în grădină. Deci dacă v-a plăcut, puneți băi așa un like, subscribe. Mulțumim, material. Mulțumim, Mariane, pentru tutorial. Like. Deci ce ați învățat din clipul ăsta, oameni? Unul la mână, trebuie să săpați gropile mai mari dacă vreți să puneți cartofi în grădină. Asta categoric. Le săpați mai mari. Să zicem că nu dați 12 lovituri de cazma până faceți groapa. Să zicem că dați 20. Da? 20 și cu chef. Doi la mână, puneți câte un cartof pe groapă ca să aibă loc să se dezvolte cât un pepene. Trei la mână, udați. Dacă pământul credeți că este umed, voi udați. Pentru că s-ar putea să vă înșelați să nu fie îndeajuns de umed. Cu astea trei sfaturi pe care le-am tras din urma vizionării acestui clip al lui Marian Iacob, bănuiesc că cu toții suntem în stare să punem cartofi în grădină. Plus că muschea de pe fundal a fost fascinantă, deci bravo, Mariane! Deci ce pot să zic mai mult de atât decât bravo, Mariane! Puneți un like așa!